Are găuri în cap, are și talea, are și păr gri. Da. Tot fel de oameni. Bă, asta nu-i tequila aia? Da, mă, vlogger din aia, youtuber. Știi ce fac mă ăștia cu banii de YouTube? Da, frate, asta s-a obișnuit să fie respectată de toată lumea. Și după cum v-am spus, să se urmeze să fac un nou episod. Ciao. Hei, salut, ce nu te-am văzut. Ne vedem în este, ok? Plan. Da, am ajuns în sfârșit acasă și pot să mă apuc de filmări. Da, oricum, am timp să filmez. Mamă, deci mi-a fost super tor de... Hei, frate! Big, bravo! Mersi, ciao. Bă, uite și pe asta, învață tu să filmezi înainte să postezi. Da, mă, normal că trebuie respect, că ăștia stau la palate, hoteluri de 5 stele, case, vile, banii din YouTube. Da, mama, păi acum trec pe acasă și mă întorc. Mă duc de altceva să Păi dacă are job stabil, n-are niciodată probleme cu banii. Bine! A venit proprietarul să-i dai chiria! Bă, ăștia un deget nu mișcă în casă, că să nu obosească, știi, să li se afecteze creativitatea. Cică creativitate! Tu-ți dai seama ce înseamnă să nu miști un deget în casă? Deci am auzit că ăștia au numai diete de alea stricte, caviar și căcaturi. Frate, mai avem ceva în afară de salam? Muștar. Da, mă, că ăștia tot timpul la etaj să se inspire de la înălțime, știi, high life. Ai viață personală, să fii tot timpul obligat să ai stil la un standard, dar cred că n-au prieteni. Sigur, nu. Doar de imagine. Iar încep cu revelion. Că tot vrea să facă el rampă, să afară la știri. Și așa e viața de YouTuber, așa e din banii de YouTube. Sper că v-a plăcut, au fost foarte multe comentarii în ultimul timp despre YouTuber și am zis să fac episodul ăsta. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, abonați-vă pentru mai mult săptămânal și ne vedem data viitoare. Dați, vă rog, mult un like, să fim în top, în trend și să vadă lumea episodul ăsta, pentru că pentru noi a fost super catering ca să-l filmăm. Ne vedem mâine cu Ești din Friendzone și se mai întâmplă ceva, fain mâine. Schimb prefixul, ba!